ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești. Se face strategie integrată de dezvoltare urbană a municipiului Onești pentru perioada 2021-2030. Veste bună pentru comuneșteni. Încep lucrările de extindere la rețeaua de gaze. Află în ce cartiere. Doi bebeluși au plecat de la maternitatea din Onești având cutia de bine. Dacă știi o gravidă vulnerabilă din Bacău, o poți ajuta să beneficieze de cutia de bine. Miercuri 19 ianuarie, în sala de ședințe a primăriei municipiului Onești, a avut loc conferința de presă dedicată consultărilor publice. Principalul subiect al evenimentului a fost strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Onești pentru perioada 2021-2030. La eveniment au participat Victor Laurențiu Neghină, primarul municipiului Onești, Gelu Panfir, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău și Alexandru Cristea, consilier personal al viceprimarului, consultantul Radu Onofrei, de la RomActiv Business Consulting SRL. La această întâlnire sunt prezenți atât reprezentanții ai administrației publice locale, cât și reprezentanți ai Consiliului Județean. Ceea ce înseamnă că suntem pe o direcție bună. Există o bună colaborare, lucru care, din punctul meu de vedere, va aduce mari beneficii comunității noastre, a declarat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină chiar în debutul conferinței. În vederea atragerii unor fonduri nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027, este necesară existența SIDU ca document programatic menționat în cadrul documentelor de eligibilitate ale municipiului Onești în calitate de beneficiar solicitant al finanțării nerambursabile. Timp de două zile, pe 20 ianuarie și 21 ianuarie, au fost organizate grupe de lucruri pe mai multe tematici. Este vorba de dezvoltare teritorială integrată, infrastructură tehnico-edilitară și servicii publice, competitivitate economică, mediu de afaceri, educație și capital uman, sănătate și asistență socială, cultură, tineret, programe comunitare și societate civilă. Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Onești 2021-2030 a apărut pe fondul necesității identificării, prioritizării și eșalonării inițiativelor de dezvoltare, fiind fundamentată pe baza unei analize riguroase a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socioeconomic al investițiilor propuse în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2021-2030. Oneștenii au fost invitați să participe la întocmirea strategiei prin completarea unui chestionar pe care îl regăsiți pe site-ul primăriei Onești. Mobilizare exemplară a mănăstirenilor. Oamenii au venit în ajutorul familiilor afectate de incendii. Incendiile, în care casele au fost mistuite în câteva minute din comuna Mănăstirea Cașin, au făcut ca oamenii simpli să sară în ajutorul familiilor de Leu și Enache. De altfel, grație implicării de excepție a cetățenilor comunei Mănăstirea Cașin, incendiul de vegetație ce a izbucnit duminică a fost stins în timp record. Pe lângă implicarea înalt preasfințitului părinte Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a donat suma de 5.000 de lei celor două familii, a protoierii Onești, care le asigură hrana caldă zilnică, a echipei de la primăria comuna Mănăstirea Cașin, prin primar Adriana Enache, viceprimar Gelu Nicolae Zgăvârdici, care au trimis imediat utilajele să-i ajute, a Consiliului Local Mănăstirea Cașin, care a votat la propunerea primarului Adriana Enache alocarea de 13 și 15 metri cub de material lemnos pentru refacerea caselor și nu în cele din urmă a oameni simpli care au venit și au muncit efectiv alături de membrii celor două familii afectate de incendii. Mișcați de necazurile familiilor de Leu și Enache, angajații din primăria Mănăstirea Cașin, dar și consilierii locali, au strâns bani fiecare cât a putut dona pentru a veni în sprijinul acestora. Ianuarie, de unirea principatelor slujbe de Tedeum în bisericile din Patriarhia Română. Lunii 24 ianuarie, în toate bisericile din Patriarhia Română, ierarhii, preoții și diaconii vor oficia slujba de Tedeum. La sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut, informează biroul de presă al Patriarhiei Române. Luni 24 ianuarie se împlinesc 163 de ani de la unirea principatelor române, ce s-a săvârșit
pe 24 ianuarie 1859, eveniment crucial din istoria poporului nostru, împlinirea unui ideal istoric încununat la București prin alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca domnitor al țării românești într-o clădire a Bisericii Ortodoxe Române de pe dealul Mitropoliei, pe locul unde se află astăzi Palatul Patriarhiei. De aceea, la Sfânta Liturghie oficiată lunii 24 ianuarie, începând cu ora 9:30 în Catedrala Patriarhală, vor fi pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon al țării românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și toți cei care au contribuit la realizarea unirii principatelor române. La ora 12 va fi săvârșită slujba de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru realizarea acestui act fundamental din istoria noastră națională, act la care Biserica Ortodoxă Română a contribuit în mod semnificativ. După oficierea slujbei de Tedeum va fi depusă o coroană de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din apropierea Catedralei Patriarhale. La ora 13, televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române va transmite reportajul retrospectivă, conferințele dedicate Unirii Principatelor Române la Palatul Patriarhiei. Anul acesta, din cauza pandemiei, în 24 ianuarie nu se mai organizează un moment aniversar la Palatul Patriarhiei. În ziua de 24 ianuarie 2022, ierarhii, preoții și diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de Tedeum în toate bisericile din Patriarhia Română, iar la sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut. Aniversarea Unirii Principatelor Române și comemorarea celor care au contribuit la realizarea acestuia sunt un act solemn care menține aprinsă candela unității și demnității noastre naționale. Mi se transmite în comunicatul de presă. Centre comunitare integrate la Bacău, Moinești, Colonești și Corbasca. În perioada următoare, UNICEF va înființa centre comunitare integrate. Practic, adună servicii de bază oferite de echipa comunitară. Este vorba de asistentul social, asistentul medical comunitar, consilierul școlar și servicii specializate oferite de profesioniștii din diferite domenii în funcție de nevoile comunităților. Este vorba de medic, logoped, psiholog, kinetoterapeut. Pentru început vor fi deschise în 5 localități, municipiile Bacău, Brașov, orașul Moinești, comunele Colonești și Corbasca, ce deservesc 11 comune limitrofe. Proiectul Centrelor Comunitare Integrate face parte din inițiativa România pentru fiecare copil și își propune să contribuie în mod activ la incluziunea socială a celor mai vulnerabili copii din România, copiii cu dizabilități din mediul urban și rural și copiii rom. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4,2 milioane de euro oferit de Norvegia prin granturile norvegiene în cadrul programului Dezvoltare Locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. UNICEF și partenerii săi implementează integral acest proiect de la compartimentarea clădirii care va găzdui centrele la amenajarea sălilor, inclusiv dotare cu mobilier și echipament corespunzător, furnizării serviciilor și a spațiului exterior, astfel încât acestea să ofere nu doar un spațiu funcțional, cât și un spațiu prietenos pentru copii și familii lor și până la identificarea și aducerea în centre a profesioniștilor care pot furniza serviciile necesare. Peste 3400 de copii vulnerabili din mediul urban și rural vor beneficia de aceste servicii. Pentru a avea o viață mai bună, acum, dar și în viitor, acești copii și familiile lor nu vor mai bate la o mulțime de uși departe de casă cu un efort financiar și logistic de deplasare și aflare de informații, ci la una singură, aproape de locul în care trăiesc. Practic, li se va deschide și odată cu ușa li se va deschide drumul către o viață mai ușoară și normală. Veste bună pentru comăneșteni, în luna martie încep lucrările de extindere rețea de gaze. Află în ce cartiere? Joi 20 ianuarie, la primăria orașului Comănești, a avut loc întâlnirea de lucru pentru a stabili detaliile lucrărilor de extindere a rețelelor de gaze, iar lucrările sunt estimate să înceapă în luna martie. Cartierele care vor beneficia de această extindere de rețea de gaze sunt Șupan, Lăloaia stângă, Lăloaia dreaptă, Sub Lăloaia și Lunca de Jos.
Un nou cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, este vorba de 19 ianuarie spre 20 ianuarie, la ora locală 2:11, în zona seismică Vrancea, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la o adâncime de 103 km în apropierea următoarelor orașe: 72 de km est de Brașov, 73 km nord-est de Ploiești, 117 km vest de Brăila, 119 km vest de Galați, 121 km sud de Bacău și 124 km nord de București. Un alt cutremur a avut loc duminică în aceeași zonă seismică, dar și în județul Vrancea, de 4,4 grade pe scara Richter. De la începutul acestui an, în România s-au mai produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,4 grade pe scara Richter. Cel mai important seism din anul precedent a fost înregistrat pe data de 26 mai și a avut o magnitudine de 4,7 grade pe scara Richter. Mișcarea tectonică a fost resimțită și la București. Ce se întâmplă când pui lupul paznic la oi sau când paznicul fură de la societatea pe care o păzește? Miercuri, 19 ianuarie, polițiștii din cadrul postului de poliție Agăș au depistat în flagrant delict un bărbat de 47 de ani din localitate care a sustras mai multe materiale de construcții de pe șantierul societății unde lucra ca paznic, depozitându-le la domiciliu. Bănuitul ar fi sustras mai multe plase și role de sârmă, precum și alte materiale de construcții pe care le-ar fi depozitat într-o magazie la domiciliu. Bunurile sustrase au fost restituite societății prejudiciate. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Urmărit național, prins în trafic cu 115 km pe oră în localitate. Miercuri 19 ianuarie, un echipaj de poliție din cadrul biroului rutier Bacău, în timp ce desfășurau activități de monitorizare a traficului pe strada Calea Moinești din localitate, au surprins un autoturist circulând cu viteza de, atenție, 115 km pe oră, fapt pentru care a fost oprit. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 44 de ani din Bacău, pe numele căruia fusese emis un mandat european de arestare. Bărbatul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bacău în vederea efectuării demersurilor necesare declanșării procedurii de predare către autoritățile belgiene, fiind căutat pentru comitere de infracțiuni informatice și constituire de grup infracțional organizat. Doi bebeluși au plecat de la maternitatea din Onești având cutia de bine. Dacă știi o gravidă vulnerabilă din Bacău, o poți ajuta să beneficieze de cutia de bine. Doi bebeluși au plecat fericiți cu cutia de bine de la maternitatea Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, împreună, bineînțeles, cu părinții lor. Cât au stat în maternitate, mămicile au învățat despre alăptare, îngrijirea bebelușului. O parte importantă a proiectului Cutia de Bine este vorba de partea de educație. Dacă știi o gravidă vulnerabilă din județul Bacău, o poți ajuta să se înscrie în proiect și să beneficieze de cutia de bine. Caută mai multe pe înscriere cutia de bine. 100 de mame vulnerabile din Bacău, mai precis din județul Bacău, vor primi cutia bebelușului și vor beneficia de cursuri gratuite de alăptare și puericultură în cadrul proiectului Cutia de Bine, derulat de Asociația SAMA și finanțat prin programul În Stare de Bine, implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. În plus, peste 30 de cadre medicale din Spitalul Onești și Spitalul Moinești, precum și din localitățile arondate acestora, asistente și moașe, asistenți medicali, comunitari, medici de familie, vor participa la cursuri de formare și de puiericultură și alăptare pentru a putea oferi la rândul lor mamelor servicii de sănătate maternă. La finalul celor două cursuri de formare pentru cadrele medicale, în cadrul programului Cutia de Bine, se vor organiza cursurile Școala Mamei în incinta maternităților Onești și Moinești, precum și o sesiune de tip poș deschise. Cursurile de la Școala Mamei vor fi gratuite pentru participanți gravide și părinți începători care vor putea beneficia de informații
informații despre alăptare și îngrijirea bebelușului. Cutia de bine poate ajunge la familii ca urmare a coagulării eforturilor cadrelor medicale din spitale, medicilor de familie și ale asistenților medicali comunitari. Aceștia vor identifica în comunități 100 de beneficiare ale cutiei de bine care au data probabilă a nașterii până la 14 februarie 2022. Este vorba de femei vulnerabile provenind din familii, venitul mediu pe familie fiind sub 500 de lei, victime ale violenței în familie, mame tinere sub 18 ani, femei din case de protecție, centre de îngrijire a copilului, femei în situații de risc, discriminate etnic, disponibilizate. Cadrele medicale le vor încuraja pe gravidele beneficiare ale cutiei de bine să facă 3 vizite medicale pentru monitorizarea sarcinii, viitoarele mame primind și un sprijin financiar pentru acoperirea transportului dus-întors la medic. Beneficiarele cutiei de bine vor primi cutia bebelușului, un pat sigur pentru nou-născut, hăinuțe și produse de îngrijire pentru primele 3 luni de viață, precum și informațiile de care au nevoie pentru a-și putea îngriji corect bebelușul. În România, un bebeluș sub un an moare la fiecare 6 ore, iar în județul Bacău are o rată a mortalității infantile de 7,8 decese la 1000 de născuți vii, mai mare decât media națională. Sănătatea micuților constituie unul din cele mai relevante repere ale situației economice și sociale a unei familii, fiind în strânsă legătură cu nivelul de trai, condițiile de viață și de muncă. Mii de nou-născuți din România pleacă de la maternitate pentru a ajunge în paturi insalubre, pe care de multe ori le împart cu părinții, frații mai mari sau chiar cu bunicii. O altă cauză a mortalității infantile este cauzată de lipsa monitorizării sarcinii. Aproximativ 40% din viitoarele mame nu merg la medic sau fac primul control de sarcină în maternitate, chiar înainte de naștere. Educația este cel mai sigur mod de a provoca schimbare, conform UNICEF. 80% din cauzele mortalității infantile pot fi prevenite prin educație și program de sprijin. Cutia bebelușului este un concept ce îmbină sprijin material cu cel educațional. Prin implementarea proiectului Cutia de bine în județul Bacău, ne propunem să acoperim nevoile de bază ale familiilor vulnerabile, precum și cele de informare legate de dezvoltarea sănătoasă a bebelușului, astfel încât să le putem oferi nou-născuților în aceste familii un start mai bun. Sâmbătă 22 ianuarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge doar până la 0 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la -6-7 grade Celsius. Duminică, 23 ianuarie, cerul se menține în continuare acoperit de nori, cu șanse mari de ninsoare, iar maxima zilei ajunge până la valori de -2-3 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la -4-5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.